Bună și bine ai venit pe un nou episod pe acest canal. Nu uita să lași un subscribe pentru susținere. Astăzi voi explica un serial de groază, dramă și științifico-ficțiune numit Into the Dark. O femeie pe nume Ashley se ridică dintr-o substanță neagră groasă, apoi este curățată și îmbrăcată. Mai târziu se trezește și îl vede pe Spencer stând lângă ea. Îl întreabă unde este și cine este, dar Spencer îi dă doar un pahar de vin și pornește muzica. El o întreabă dacă își amintește ceva, dar Ashley spune că nu. Deodată Spencer se aruncă asupra ei și o trântește la podea. El încearcă să o sufoce înainte de a-i lovi capul în mod repetat până la moarte. După aceea, aruncă cadavrul într-un rezervor afară. Mama lui, Victoria, sosește și îi dă lui Spencer un jurnal pentru a-și scrie gândurile despre clonele lui Ashley. Ea întreabă dacă nu s-a simțit diferit, așa că el răspunde că nu s-a simțit ca adevărata Ashley. Mai târziu, în laboratorul ei, Victoria analizează ce ar fi putut merge prost cu clona anterioară. În timp ce o face, Spencer aruncă jurnalul prin partea de jos a ușii. În timp ce îi citește jurnalul, Victoria primește un apel de la tatăl lui Spencer, Parker. Folosind un dispozitiv de comunicare în realitate virtuală, ei discută despre Spencer în timp ce se plimbă într-un parc. El o întreabă ce mai face, iar Victoria spune că face tot ce poate, dar Spencer nu cooperează. Parker sugerează că Spencer are nevoie de ajutor clinic, dar Victoria este împotrivă pentru că îl vor lua pe Spencer. Ea îl asigură că îl poate proteja pe Spencer, dar Parker subliniază că jurnalul nu oferă suficiente informații, așa că trebuie să-l vadă în timpul actului pentru a înțelege. Cu toate acestea, prezența ei va modifica rezultatul, ceea ce îi face să decidă să-l înregistreze în schimb. În curând, se face o nouă clonă Ashley, așa că Victoria o îmbracă și o machiază. În timp ce o așteaptă să se trezească, Spencer vede o cameră pe peretele dormitorului. Când Ashley se trezește, Spencer o întreabă dacă este altcineva. Ea îi răspunde că nu știe. El continuă să o întrebe dacă își amintește de el, dar Ashley spune că nu. Deodată Spencer strigă la Ashley ca să-și amintească. Îi cântă o melodie, dar nu ajută să-i recupereze memoria. Ashley se ridică pentru a pleca, dar Spencer o apucă și o sufocă. Apoi, o lovește din nou cu capul de podea până când ea moare, în timp ce mama lui îl privește în lacrimi. După ce a terminat, Spencer lovește aparatul foto, încheiând înregistrarea. Cu câteva luni în urmă, Spencer a văzut un bărbat târând o femeie din mașină și lăsând-o în mijlocul pustietății. În timp ce se îndrepta spre ea, Spencer a primit un mesaj de la mama lui în care îi spunea că va rămâne până târziu la serviciu în seara aia. Apoi s-a apropiat de femeie care era adevărata Ashley și a spus că merge pe o cale greșită, deoarece cel mai apropiat oraș este la o plimbare de 6 ore. Ashley a fost de acord să se îndrepte spre casa lui Spencer, care era mult mai aproape. În prezent, Spencer îi spune mamei sale că nu funcționează pentru că clonele nu se simt autentice. Victoria crede că este prea devreme pentru a spune asta, pentru că este doar a patra încercare, așa că îi cere să-i acorde mai mult timp. În acea seară, Victoria îl sună pe Parker și îl învinovățește că a făcut-o să-l urmărească pe Spencer. El insistă că trebuie să vadă asta dacă vrea să-i satisfacă nevoile împiedicându-l să omoare pe cineva real. Victoria cere sfaturi pentru că Spencer este și responsabilitatea lui, așa că Parker o întreabă ce a învățat și ce a văzut. Ea spune că Spencer avea dreptate că clona nu este suficient de reală, așa că Parker întreabă ce ar face pentru a o face în următoarea clonă mai reală. Înainte de a putea răspunde, primește un apel de la angajatul ei, Taylor, dar îl ignoră. Victoria decide apoi să petreacă mai mult timp cu clona lui Ashley pentru a o face suficient de reală. Parker se întreabă cum poate face acest lucru fără ca asta să interfereze cu munca ei la Harris Genetics. Compania Victoriei este pe cale să elibereze organe clonate cultivate la comandă. Prin urmare, este încrezătoare că vor deține afacerea de transplant. Cu toate acestea, Parker sublinează că angajații ei au observat absența ei. A doua zi după ce s-a îngrijit de noua clonă, Victoria merge în camera lui Spencer și explică că are nevoie ca el să stea departe de clonă, pentru a se putea obișnui cu împrejurimile ei. Ea promite că timpul o va face să pară mai real, așa că Spencer este de acord. Când își părăsește camera mai târziu, le vede pe Ashley și pe mama lui vorbind în camera de oaspeți. Îl observă pe Spencer, care ascultă cu urechea, așa că Victoria închide ușa. După aceea, desenează un portret al lui Ashley cu furnici pe față. Apoi, iese la o plimbare și vede o vecină despachetându-și lucrurile. Ea observă că o urmărește, așa că se oferă să o ajute. Ea se prezintă ca Marisa și îi spune că părinții ei sunt în Europa, așa că va avea grijă de locul lor. În acea seară, Spencer desenează un portret al Marisei. Brusc, Marisa ajunge la el acasă să-i dea prăjituri. Victoria deschide ușa, așa că Marisa se prezintă și predă prăjiturile ca un cadou de mulțumire pentru Spencer. După ce pleacă, Victoria țipă la Spencer pentru că s-a împrietenit cu Marisa, dar el susține că doar o ajută. În timpul altei conversații cu Parker, Victoria îl informează despre Marisa. Parker se întreabă dacă Spencer se
fixează pe ea, așa că Victoria dezvăluie că Spencer o desenează. Parker întreabă despre noua clonă a lui Ashley, iar Victoria îi spune cum și-a dat seama că Ashley are deja o istorie, așa că intenționează să folosească părți cheie din viața lui Ashley pentru a face clona mai umană. Într-o zi, Marissa îl găsește pe Spencer la ușa ei în timp ce îi dă farfuria înapoi. Ea îl invită înăuntru, dar Spencer îi oferă un portret pe care l-a desenat cu ea. Marissa este uluită de talentul lui Spencer și cere să-i creeze un tatuaj. Îi arată ceafa unde vrea acest tatuaj, ceea ce îl face pe Spencer nervos. Apoi spune că îl place, făcându-l pe Spencer să roșească. Înapoi în casă, Victoria îl întreabă pe Spencer unde a fost. Aflând că s-a întâlnit cu Marissa, Victoria insistă că nu vrea ca aceasta să o vadă din nou. Spencer susține că de fapt nu-l vrea în preajmă, dar ea susține că nu este așa pentru că face totul pentru el. Ea o întreabă dacă vrea să o întâlnească pe Ashley, așa că promite că o va pregăti pentru el mâine. Când a întâlnit-o prima dată pe Ashley, au ajuns acasă la Spencer și el i-a spus că mama lui lucrează până târziu. El a spus că mama lui lucrează la un laborator, apoi a blocat-o pe Ashley să intre în laboratorul ei. Ashley a cerut să folosească baia doar pentru a lua substanții interzise. Apoi s-a întors la Spencer și a cerut vin. S-a oferit să o ducă în următorul oraș când a sosit mama lui, dar până atunci Ashley a cântat una dintre melodiile ei preferate. Apoi a întrebat unde este camera lui Spencer și s-a îndreptat acolo. În ziua în care Spencer o întâlnește pe noua Ashley, Victoria explică clonei că Spencer este timid, astfel încât să-l facă să se deschidă vorbind despre interesele lui, precum arta și muzica. Spencer bea vin în camera lui când Victoria intră prezentând-o pe noua Ashley. El îi oferă vin, iar Victoria pleacă. Spencer cântă melodia lui Ashley în timp ce ea își verifică schițele, complimentând arta lui. În timpul acesta, Victoria așteaptă la ușă, emoționată de ceea ce urmează. Spencer îi arată lui Ashley mai multe schițe, dar se îngrozește când vede niște portrete tulburătoare ale ei. Văzând-o speriată, Spencer pune schițele deoparte și o trage într-un dans lent. Apoi îl întreabă de când o cunoaște și el spune că o cunoaște de dinainte ca ea să fie chiar ea. Apoi începe să o sufoce, iar Victoria ascultă cum fiul ei ucide o altă Ashley. După ce a pus deoparte cadavrul, Spencer îi spune mamei sale că totul pare fals. Simte că există o graniță între el și lume care îl sufocă. Cu toate acestea, astăzi a simțit că poate să respire la fel ca prima dată când i-a făcut ceva primei Ashley. Din această cauză îi mulțumește mamei sale și o îmbrățișează. În cele din urmă, Victoria îi spune lui Parker vestea minunată și decide să continue experimentul pentru a vedea cât durează efectele pozitive. Ea speră că în cele din urmă Spencer se va putea întoarce în lumea reală și să aibă o viață, doar că pentru a se întoarce acasă trebuie să simtă din nou nevoia. A doua zi, Spencer își amintește de cea mai recentă Ashley când trece Marissa. Plictisit de cartierul liniștit, ea îl întreabă cum poate face față tăcerii, așa că el recunoaște că îi place. Marissa vorbește despre modul în care ea gândește prea mult conform terapeutului ei, pe care l-a văzut pentru tulburarea ei de alimentație. Spencer spune că a avut și el un terapeut, așa că ea întreabă care este tulburarea lui. Cu toate acestea, Spencer vede părul lui Ashley pe pământ rămas, de când a tărât-o așa că îl ascunde sub pantof. Văzându-l tăcut, Marissa renunță la întrebare și îl invită pe Spencer la o expoziție. Spencer nu răspunde, așa că Marissa îi cere să se gândească la asta și pleacă. În timpul nopții, Ashley s-a uitat la tabloul lui Spencer și l-a complimentat. Ea a susținut că îi place arta și a arătat tatuajul de pe brațul ei. Apoi Ashley l-a făcut să danseze cu ea, iar Spencer a recunoscut că Ashley a fost prima lui fată care a venit în camera lui. Îl lasă să îi simtă corpul, dar Ashley se dă înapoi când Spencer îi atinge ușor pieptul. Acest lucru a declanșat furie în Spencer, așa că s-a aruncat asupra ei. Ashley l-a călcat pe picior și a încercat să fugă, dar Spencer a apucat-o și a împins-o la podea. Ea a încercat să riposteze, dar Spencer o târăște făcându-i ca unghia să se rupă. El a strâns-o foarte tare pe podea și a lovit-o până când acesta a încetat să mai scoată un sunet. În prezent, este realizată o nouă clonă Ashley. Victoria îi spune lui Spencer să aibă răbdare deoarece vrea ca Ashley să fie din ce în ce mai reală. El o asigură că înțelege și mulțumește mamei sale. În curând, Victoria o salută pe Ashley când se trezește spunându-i că a avut un accident. Ashley cere să meargă acasă, dar își dă seama că nu-și amintește unde este, așa că Victoria promite că o va duce acasă când își va reveni. Ele ies afară unde Victoria îi arată lui Ashley un video cu tânărul Spencer și câinele său pe nume Max. Ashley întreabă unde este Max acum, așa că Victoria o duce la mormântul lui Max. Ea începe să vorbească despre moarte, spunând că la un moment dat toată lumea moare. În ziua în care Spencer a ucis-o pe adevărata Ashley, Victoria a sosit și a fost îngrozită să descopere cadavrul. Ea l-a pălmuit pe Spencer, certându-l fix când credea că și-a revenit. În timp ce Victoria intră în panică, l-a întrebat pe Spencer de unde venea Ashley și dacă știe cineva că se afla în casa lor. El a asigurat-o că nimeni nu știa că este aici, așa că au complotat să scape de corpul ei în laborator. În ziua expoziției, Spencer
îi mulțumește lui Marisa pentru ieșire, deoarece e prima dată când vede arta la un muzeu. Împărtășește că a fost la școală doar până în clasa 6-a din cauza unui incident. Își dorea un anumit rol la o piesă de teatru, dar o fată s-a ridicat în spatele lui pentru a-i fura rolul, așa că a împins-o făcând-o să cadă și să moară. Din acea cauză, mama lui l-a ținut pe Spencer departe de oameni. Marisa crede că este nedrept, deoarece era doar un copil. Pentru a-l face să se simtă mai bine, ea îl surprinde arătându-i portretul pe care l-a făcut el. Este expus la expoziție. Pentru început, el este supărat deoarece nu i-a cerut permisiunea, dar ea susține că a vrut să-l surprindă deoarece este mândră de el. Între timp, Victoria merge în camera lui Spencer, dar nu-l găsește acolo. Ea încearcă să-l găsească, dar Spencer și-a lăsat telefonul acasă. În acea seară, Marisa lasă pe Spencer la el acasă, dar o observă pe Ashley sus. Când Spencer intră în casă, Victoria susține că nu ar trebui să aibă prieteni, pentru că ea este singura care are grijă de el. Ea întreabă dacă ar da totul la o parte pentru Marisa, dar el se apără spunând că se simte diferit lângă ea. Ashley aude asta, apoi se întoarce în camera ei, amintindu-și încet imaginile cu sufocarea și târârea. A doua zi se trezește din coșmar, iar Victoria o vede afară. Ashley explică visul, apoi o întreabă pe Victoria de ce Spencer se ascunde de ei. Victoria spune că este doar timid, dar o asigură pe Ashley că el a fost cel care a găsit-o. Victoria îi spune asta mai târziu lui Parker, panicată că Ashley începe să-și amintească multe lucruri din trecut și se întreabă dacă amintirile ei au fost transferate prin ADN. Parker confirmă că Ashley o simte de încredere pe Victoria, apoi o întreabă dacă este încă dispusă să o dea fiului lor. Victoria spune că da, pentru că ar face orice pentru Spencer. Într-o zi, Ashley se strecoară în camera lui Spencer, unde vede urme de ghiare pe podea similare cu cele din visele ei. Apoi ia caietul deschis al lui Spencer și se vede în ele. Se întoarce în camera ei să verifice paginile, dar Victoria bate la ușă, așa că ascunde caietul deschiției sub o pernă. Mai târziu, Spencer îi spune mamei sale că nu mai vrea să o facă. El vrea să aibă o viață normală și să aibă prieteni, dar Victoria este împotriva acestui lucru, sublinind istoria sa violentă. Tendințele lui nu sunt recente, așa că se îndoiește că se vor termina atât de brusc. Spencer recunoaște că îi place de Marisa, dar Victoria își face griji că o va ucide. A doua zi, Marisa se furișează prin casa lui Spencer și o vede pe Victoria și Ashley în grădină. Ea le face în liniște o poză, dar telefonul ei mobil primește o notificare scoțând un sunet. Auzind asta, Victoria verifică, dar nu vede nimic deoarece Marisa s-a ascuns. Într-o dimineață, Taylor o sună din nou pe Victoria, certându-o că a pierdut o întâlnire. Victoria susține că proiectul ei va face compania lor bogată, dar Taylor insistă că trebuie să spună asta membrilor consiliului. Fără de ales, Victoria decide să meargă la muncă. Între timp, Spencer observă că îi lipsește caietul deschis, așa că îi spune mamei lui. Cu toate acestea, Victoria l-anunță că va fi plecată, așa că încuie pe Ashley în camera ei, pentru că nu poate avea încredere în Spencer. În acest timp, Marisa o caută pe Ashley pe internet. Ea vede că Ashley este dată dispărută și căutată pentru un jaf. Ea îi trimite un mesaj lui Spencer despre Ashley, fără să știe că mesajele lui Spencer trec și prin telefonul Victoriei. Tocmai ajunsă la biroul ei, Victoria îl sună pe Spencer și le întreabă ce i-a spus lui Marisa, dar el insistă că nu i-a spus nimic. Crezând că fiul ei va păți ceva, Victoria se întoarce acasă în ciuda insistenței lui Taylor. În acea seară, Marisa se strecoară în casa lui Spencer pentru a-l avertiza despre trecutul lui Ashley. Între timp, Ashley răsfoiește caietul deschis al lui Spencer și l-aruncă când vede portretele tulburătoare. Auzind asta, Marisa îl întreabă dacă Ashley este în cameră. Cu toate acestea, Spencer o încolțește în bucătărie plângându-se despre cum plănuia să se schimbe pentru ea. Fără de ales, Spencer începe să o sufoce pe Marisa. Întinde mâna spre sticla de vin din apropiere și o trântește de cap. Ea încearcă să scape sunând la poliție, dar Spencer o trage jos. Între timp, Ashley găsește un ciocan în dulap și îl folosește pentru a ieși din cameră. Spencer o prinde pe Marisa și apucă un ciop de sticlă, în timp ce ea îl imploră să nu facă asta. Ashley a ieșit din cameră și îi vede pe Spencer și Marisa, dar el o înjunghie înainte ca ea să se apropie. Văzând farurile de afară, Ashley se grăbește la laborator chiar înainte ca Victoria să intre pe ușa din față. În laborator, Ashley descoperă viața și vede experimentul. Între timp, Victoria găsește corpul Marisei și îl pesnește pe Spencer. Acesta susține că a încercat să o țină departe deoarece Marisa știa despre Ashley. La parter, Ashley vede substanța neagră cu o cameră îndreptată spre ea, așa că verifică computerul pentru fișiere. Acolo descoperă afișe cu persoane căutate și dispărute împreună cu fotografiile ei. Victoria descoperă că Marisa a sunat la poliție, așa că îi ordonă fiul ei să o ia pe Ashley și să scape de corp. Cu toate acestea, Spencer vede că Ashley a scăpat, așa că Victoria intră în panică când vine poliția. Spencer o asigură că el își va asuma vina, dar ea refuză pentru că au făcut totul împreună. Spencer duce corpul Marisei în timp ce Victoria merge la laborator.
Acolo, Ashley o confruntă pe Victoria cu un ciocan, cerând să știe ce este și cine este ea cu adevărat. Victoria susține că fiul ei a salvat-o de la o viață rea, dar Ashley își amintește că Spencer a ucis-o. Furioasă, Ashley aruncă ciocanul spre Victoria, dar nimerește în computer. Spencer aude asta și se grăbește să-și ajute mama. Victoria încearcă să o calmeze pe Ashley, spunându-i că este unică, dar Ashley o lovește cu un ciocan. Spencer sosește și sare direct spre Ashley, dar ea se apără și fuge. Se ascunde în spatele mașinii și așteaptă șansa de a ataca. Ea se apropie de el din spate și lovește cu pumnul. Ashley continuă să lovească pe Spencer până când acesta cade cu capul pe pământ și moare. Deodată poliția sosește și o ia pe Ashley. Victoria îl vede pe Spencer mort, plângând pentru fiul ei. Cu toate acestea, Victoria nu renunță, așa că în curând scapă de toate dovezile experimentului. După aceea, începe un alt sezon în care își clonează fiul.